România a permis trecerea navelor ucrainene pe Dunăre. În acest weekend, 30 de embarcațiuni care așteaptă să intre în țară din porturile de la Marea Neagră își vor continua deplasarea în ciuda blocadei instalate de Rusia. Traficul pe Dunăre este ultima redută a navelor ucrainiene ce încearcă să-și exporte cerealele pe calea apelor. Chiar dacă Federația Rusă a introdus o blocadă asupra porturilor ucrainiene de la Marea Neagră, navele încearcă să-și continue activitățile economice. Blocada maritimă ridicată de Rusia are ca scop să urmărească și să lichideze fiecare navă ucraineană, indiferent dacă prezintă sau nu un obiectiv militar. Experții subliniază că starea de alertă din Marea Neagră persistă, așa că navele ucrainene aleg să-și exporte bunurile pe Dunăre, unde sunt ferite de rachetele lui Vladimir Putin. Nu înseamnă nimic special, ca să spun așa, în sensul că ar putea să reprezinte un pericol pentru România, nici pentru Bulgaria, atâta timp cât se află în apele naționale ale cele două țări, pentru că rușii se vor abține de la acțiuni violente împotriva acestor nave în ape internaționale și cu atât mai mult în apele naționale ale două state membre NATO. Dar nu cred că același lucru se va întâmpla în zona portoară și când mă refer aici, mă refer și la cele trei porturi ucrainene de la Marea Neagră, la Odessa, Vilnius și Cernomorsk, cât și la cele două porturi dunărene, la Ren și la Izmail, care de altfel au și făcut obiectul unor atacuri din partea Federației Ruse. Kremlinul s-a retras luna trecută din acordul internațional privind exportul cerealelor ucrainiene pe Marea Neagră. Moscova a anunțat de mai multe ori că drepturile ei nu sunt respectate. Anterior, războiului din Ucraina prin Marea Neagră treceau aproximativ 30% din exporturile de grâu și 20% din exporturile de porumb. Astfel că rutele comerciale din Marea Neagră erau vitale menținerii prețului la alimente la un nivel rezonabil. De câteva luni însă, Rusia a început să-și piardă interesul în Marea Neagră și, în schimb, preferă să-și exporte produsele agricole către Asia sau America Latină, folosind alte rute.